Dragii mei, bine v-am regăsit! Acum mai mult ca niciodată avem nevoie de zâmbet, de voie bună. Iată că tehnologia ne ajută să ne apropiem. Zâmbiți, fiți optimiști și vom trece cu bine peste toate necazurile. Facem tot posibilul să vă aducem cât mai multe melodii, momente de relaxare, de veselie, de optimism, așa cum spuneam, și vom fi bine! Suntem în sală la Tănase. De ce ai ales revista? De ce am ales revista? Mă aduceau părinții la grădina Boema să văd spectacol. Vedeam pe Puiu Călinescu și muream de râs, efectiv. Era o plândoare. Vedeam soliștii vocali. Eram încă prea mic să înțeleg eu lumea asta, dar îmi plăcea. Era o lume colorată, frumoasă, veselă. Și în 1997, ăsta cred că a fost cel mai emoționant moment al vieții mele profesionale, când am câștigat trofeul pe această scenă la festivalul Aurelian Andreescu. Mi-a fost înmânat de către doamna Luchi Marinescu, marea doamna a muzicii românești. Atunci am zis că vreau să vin la revistă, vreau să fiu parte din această familie minunată. Ce te sperie pe scenă? Să uit versurile. Și ce faci când le uiți? E un moment, cred că și cei dinaintea mea și cei care vor veni după mine vor spune același lucru. Ne e frică să uităm textul, avem emoții, avem trac. Nu știu, se întâmplă ceva. Se întâmplă când se deschide cortina, apar pe scenă, deodată ca prin minune dispar toate acele emoții și ceva frumos. E ceva, na, ca un drog de care nu vrei să te mai lipsești. Ce ți-ai propus să faci după ce ieșim din pandemia asta? Păi să continuăm aici ce am început, nu? Și uite, să facem tot posibilul să aducem în sufletele oamenilor momentele noastre chiar și în această perioadă. La ce te mai pricepi? Dacă nu te-ai fi făcut cântăreț, da, în ce alt domeniu crezi că te-ai fi descurcat? Ai mei m-au direcționat către partea tehnică. Sunt absolvent al Facultății Politehnică a București. Nu mi-a plăcut, pot să spun, dar am doi frați mai mari, ambii ingineri. A fost așa ca un val, o inerție. Și eu la fel trebuia să-i urmez pe cei doi frați, aceeași direcție. Am absolvit facultatea, uite că sufletul mi-a rămas tot aici și am reușit să... Dar te pricepi să faci ceva, eu știu, treburi bărbătești, tehnice prin casă? Faci lucrurile astea? Da, bineînțeles. Da? Ce știi să faci mai bine? Acum 3 ani am reușit să îmi cumpăr un apartament. Mare parte din treburile prin casă, eu le-am făcut. Adică da. Zugrăvit, electrică? Am și la zugrăvit, am avut electrician. Mihai, colegul nostru de aici, de la teatru, m-a ajutat. Am făcut și eu, am deci dat găuri, am... Ce faci după o zi stresantă? Să petrec timpul cu cei 3 băieți ai mei. Să o străiască. Mulțumesc, cu familia, să petrec timp cu familia. Cum v-ați petrecut timpul în perioada asta de pandemie, când ai stat mai mult acasă? Păi, cum să fac? Copiii sunt pe primul loc. E greu, mai ales că ei trebuie să facă acea școală online. Ce-i drept, marele ajutor a venit din partea soției. Ea este stâlpul nostru. Da, totul s-a învârtit în jurul copiilor. Care e ultimul lucru pe care îl faci înainte să urci pe scenă? Să mai repet un pic ce am de făcut pe scenă. Cum spuneam, textul, să am o problemă cu primul vers. Întotdeauna mă stresează să țin eu minte primul vers, că apoi mă văd eu ce se întâmplă. Dar asta e, da. Încerc să repet pe cât posibil. Ce te face fericit? Să-i văd pe ceilalți fericiți, nu știu. Ce te întristează? Ce mă întristează? Poate sună siropos așa, dar văd că lumea devine din ce în ce mai urâtă, mai rea. Poate că și noi, uite, prin aparițiile noastre, poate reușim totuși să îmbunătățim chestia asta. Ești pasionat de SF. De ce altceva ești pasionat? Ce alte... Muzica, bineînțeles. În afară de muzică. Îmi plac filmele, mai ales cu Netflix-ul de ziua de astăzi și cu starea asta de pandemie, când, să zic, oarecum am mai avut timp să stăm mai mult timp acasă și să vedem mai multe filme, seriale. Motociclismul... Când eram mai tinerel, am avut și motocicletă, nu mai am acum, dar a rămas așa un pic în sufletul meu. Ți-ai mai cumpărat în ziua de azi o motocicletă? Nu știu, mai ales în ce trafic e în București, nu cred, dar mi-aș dori într-o bună zi, da, să am din nou.
Cele mai păcătoase obiceiuri ale tale sunt? Nu știu. Asta să-mi întreba soția. Cea mai mare realizare a ta de până acum? Cei 3 copii, cei 3 băieți. Când ai avut cele mai mari emoții din viața ta? Revin la momentul câștigării trofeului în 1997. Atunci a fost ceva... Nu pot explica. Cu ce alt solist din lume ți-ai dori să cânti, dacă ar fi posibil? Elvis Presley e motivul pentru care m-am apucat de cântat. Nu e posibil să cânt cu el. De fapt, cu tehnologia de astăzi au mai fost cazuri cu holograme, cu Tom Jones. Anul ăsta se apropie de final. Ce-ți dorești pentru la anul? Mai multă liniște, mai multă înțelegere și eu să fac tot ce pot, ca la rândul meu să insuflu aceste calități celor din jurul meu. Tu nu te enervezi niciodată? Ba da. Și cum faci la nervi? Că mi se pare că ești atât de calm și de liniștit. Mă enervez foarte repede, dar îmi trece foarte repede. Însă asta e un defect al meu. Uite, că m-ai întrebat mai adineaori ce... Și cum faci la nervi? Ce faci? Mai mult eu în mine erup ca un vulcan. Se întâmplă de multe ori și să spun niște vorbe pe care nu le-aș spune și după aia îmi pare rău, dar... Și ce te calmează? Ți-am spus, îmi trece repede starea asta, simplu. Pur și simplu, și rămân doar părerile de rău. Ce te scoate din sărite la cei din jur? Indiferența, poate asta e cel mai grav. Așa mi se pare, indiferența. Au existat întâlniri providențiale în viața ta? Am avut noroc de câteva persoane în viața mea care mi-au făcut mult bine și cărora le mulțumesc. Aș vrea să le amintesc aici, în primul rând, e vorba de doamna Viorela Filip, care mi-a deschis calea între lumea asta a muzicii. Am fost elevul dânsei. În paralel cu anul întâi de facultate am intrat la clasa dânsei, la școala de arte. A doua persoană, Viorel Popescu, care are realizat o grămadă de emisiuni frumoase la Radio România. Luchi Marinescu, Gabriela Duțescu. Pe ei vreau să-i amintesc în mod deosebit. Au mai fost și alții, dar ei au fost cei care m-au ajutat enorm. Mai faci vocalize acasă? De o perioadă nu mai fac. De ce râd? Pentru că dacă încerc să repet o melodie sau să fac anumite vocalize, copiii vin tași din gură, nu mai cânta, numai. Și n-am înțeles de ce, nu știu de ce. De asta te-am întrebat. Cum reacționează băieții când te-au... Da, nu le place, nu înțeleg. I-am întrebat de unde, dar de ce nu? Că nu ne place, nu mai vrem, nu... Dar nu înțeleg care e fenomenul. Nu ți-au explicat. Și nu, că nu le place. Acum, nu știu ce nu le place. Aveți vreo tradiție de Crăciun pe care o repetați în fiecare an și o veți avea-o și anul ăsta, că tot se apropie sărbătorile? Bradul. Îl împodobiți împreună? Îl împodobim împreună și așteptăm să vină moșul. Până acum l-am împodobit cum se împodobea de obicei, data de 23-24 decembrie, dar anul ăsta chiar am spus că zilele, peste vreo două zile, o să facem bradul, tocmai ca să se bucure și mai mult timp de el. Mulțumesc frumos, Radu! Și eu vă mulțumesc!